să fim curat acesta când sufletul este din ce în ce mai părăginit din cele duhovnicești. Ar trebui ca fiecare din noi să gândim altfel. Nu să gândim numai spre cele din jos, nu spre cele pământești, fiindcă suntem trecători, suntem sub uștingul. Soarele nu se oprește niciodată și odată cu trecerea lui l-a simțit ca ea să răsară smulge din noi. Atât de momentnică este viața și înșelătoare, încât că ne cutremurăm. Diavolul care niciodată nu-l iartă pe om când îl găsește descoperit, caută prin toate mijloacele să-l înșele. În primul rând să-i distorsioneze bugetarea spre Dumnezeu, să-i sustragă mintea de la cele frumoase. Iubiți credincioși, să învățăm din pildele Sfintelor Evanghelii și a Sfinților Părinți ce este frumos în viață. Să nu credeți că ce trupește mângâie de alintă, ci cele sufletești, acelea să aduc pace, odihnă în sufletul tău. Dacă ar fi acelea trupești, plinătatea sufletului și a trupului, atunci oamenii nu s-ar mai despărți, oamenii nu ar mai trebui să fie triști. Oamenii ar trebui să fie mereu veseli. Dar uitându-ne la noi, uitându-ne noi înșine, găsim că de fapt viața este cu totul și cu totul altceva față de ce a văzut. Iată pe Mântuitorul astăzi, în această frumoasă pildă, cum își arată Dumnezeirea sa, cum își arată milostivirea sa nețărmuită asupra chipului și asemănării sale, care este omul. Cobora Domnul Hristos de pe munte unde s-a schimbat la față. Venea împreună cu ucenicii care i-au luat acolo în munte ca să fie martori a ceea ce s-a întâmplat Mântuitorului când s-a schimbat la față, arătându-le frumusețea chipului omului mântuit. Era lumina care îl îmbrăca și izvora din lăuntricul lui, hainele lui erau albe ca lumina. Fața curată și strălucitoare, care izvora din lăuntricul său, că era Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Acea frumusețe atât de puternică a fost în fața ucenicilor, încât că ei au căzut ca niște morți. O dovadă în plus că omul, dacă ar vedea o părticică din frumusețele Dumnezeirii, firea omenească nu rezistă. Acesta ar trebui să ne dea curaj și un impuls ca să mergem spre cele frumoase, spre cele zilitoare sufletește. Când a coborât Mântuitorul din munte și l-au întâmpinat noroadele, vedem diametral opus de frumusețea care ne-a arătat-o Mântuitorul, curățenia lucrării diavolului. Un tată zdrobit în sfința lui, în sufletul lui, a venit în ultima, cu ultima speranță în fața Mântuitorului, rugându-l parcă printr-o sforțare de glas, Doamne, mântuiește-mi copilul că este lunatic. Copilul lui era bolnav de acea îndrăcire și, în general, când era luna plină, el se îndrăcea.
Mărturisește Tatăl cu lacrimi în ochi că de multe ori l-a aruncat în foc și în apă. Ne arată Mântuitorul urățenia lucrării Satanei asupra omului. Îl vedem pe acest copil suferind această cumplită boală încă de când era mic. Nu avea copilărie. Pe fața lui nu era zâmbet niciodată. Părinții lui și el însuși se uita pe cer, numărând zilele când este luna plină, că știa că vine un safirul și nu cruță, nu iartă. Numai cei care ați avut în familie puteți să înțelegeți această pildă, această suferință cumplită, care de multe ori ai vrea să fii tu în locul copilului tău. Nimeni nu putea să-l izbăvească de această cumplită boală. Vine spre Mântuitorul, despre care nu știa cine știe ce, cum știau cărturarii, rabinii sau și apostolii. Mântuitorul știind durerea Tatălui și a copilului, îl alungă pe Satana și îl pecetluiește ca să nu se mai întoarcă. Ne punem întrebarea de ce la lună plină și de ce în foc și în apă l-arunca, nu urca pe undeva pe o înălțime și să-l arunce. Aici este cu mare târg această boală, aceste întâmplări a acelui copil. Diavolul, urându-l pe Dumnezeu și implicit pe cei care, după o viață curată, caută să facă toate necazurile posibile. Urățenia lucrării lui în așa măsură s-a întins încât că și la cele zilite de Dumnezeu, la soare și la lună. Gândiți-vă și frățile voastre ce temere, ce cutremur era pe părintele acelui copil și pe la copil însuși când știa că se umple luna. În felul acesta, Satan a căutat să-l determine pe om să înjure luna și odată cu asta pe Dumnezeu ziditorul său. Focul și apa în care l-a aruncat ca să ucidă, dar nu putea că nu avea slobozenie de la cel prea înalt, de la Dumnezeu, simbolizează grijile lumii în care este aruncat omul. Particularizează Mântuitorul prin această pildă cele două variante în care omul pendulează ca să piardă mintea de la Dumnezeu, cugetarea și totodată lucrarea cea frumoasă spre mântuire. Prin foc se simbolizează focul Babilonului al trupului, poftele trupului care smulge mintea de la cele frumoase, de la cele înălțătoare spre Dumnezeu și te trebărește noroiul patriilor. Iar prin apă se simbolizează tumultul grijilor lumești în care se sparte omul din noapte până noapte, urmărindu-l și în somn acele griji. Prin acest copil îndrăgit arată Dumnezeirea pe om cum se zbate până la sfârșitul vieții, dacă nu-și reprezează mintea la timp și se gândească cele frumoase. Iubiți credincioși, noi ne scăldăm precum peștele în apă în darul lui Dumnezeu. Nu este greu a cuceri o comară și a avea o bogăție, este mai greu de a o ține. Ne-a dat Dumnezeu darurile precum ploaia binecuvântată, este atât de mult așteptată și se transformă în rodurile care sunt după felul lor zidite de Dumnezeu.
Așa și la noi oamenii ne-a dat Dumnezeu atâtea binecuvântări, dar noi nu știm să le prețuim. Ne pierdem timpul prin cele murdare, prin cele tulburătoare ale vieții. Dacă îl întrebi om, de ce nu te închizi? N-am timp, părinte. De ce nu postești cum au așezat Sfinții Părinții în biserică? Sunt bolnav sau muncesc? Și de aici toate celelalte scuze care sunt de-a dreptul lamentabile, meschine. Acestea au credibilitate în fața ta doar, dar în fața lui Dumnezeu nici cum. Așa pricepe fundarul lui Dumnezeu, dacă nu este lucrat și prețuit, se depărtează de la om. Vedeți, frățile voastre, că de cel mai mare preț în om este mintea. Dacă mintea nu lucrează, tot edificiul de sub ea este derizor, te faci de râs, nimic nu mai este. Pentru aceasta Mântuitorul ne-a nobilat ca zilitor cu măria sa mintea care este împărăteasa trupului. Și bune și rele trec prin minte, iar diavolul aceasta a cucerit mintea. El nu s-a complicat cu mădular din noi. A prins mintea și apoi face ce vrea din tine, când darul Dumnezeu pleacă de la tine. De la om ca individ putem extrapola această idee la nivel de familie, de societate, de generație. Vedem în zilele noastre cum lumea este ca un Titanic care încetul cu încetul ia apă și se scufundă. Să nu socotiți pesimist aceste cuvinte, dar se cutremură și sociologii lumii, psihologii, toate mintele, lumințele luminate se cutremură de ceea ce este astăzi, mai ales în creșterea copiilor. De ce au căzut popoare întregi împărății, fiindcă viața a fost atât de murdară și darul lui Dumnezeu s-a luat de la oameni? Să ne întoarcem la căderea Constantinopolului când a fost o minune, cu o zi înainte de cedarea cetății. Un mare cuvios pentru viața lui Sfântă. A avut o vedenie cum Biserica Constantinopolului și-a deschis porțile și a ieșit ca o pară de foc din lăuntrii cu ei. Și a auzit glas din cer, decât să mă bagiocoriți voi creștinii, mai bine să mă bagiocorească păgânii islamici. Și în felul acesta a căzut cetatea. Datorită păcatelor oamenilor cad împărății, cad societăți, cad într-o robie și robia întotdeauna este necruțătoare. Să învățăm de la poporul iudeu că atunci când părăseau calea lui Dumnezeu, imediat le trimitea Dumnezeu popoare străinilor și cucerindu-i se regresau. Iubiți credincioși, tot iadul nu are puterea asupra ta să-ți ia viața dacă tu ții legătura cu Dumnezeu prin viață cuvioasă, prin rugăciune și prin cele zititoare sufletește. Să învățăm de la părinții noștri care ne-au dat acest drapel, stropit cu sânge mucenicesc și cu lacrimă fierbind acelora ce dureau, doreau pe Dumnezeu și nu dureau datorită păcânilor comuniștilor. Iată cum acei de mult
au murit la datorie dorind aceste lucruri așa de frumoase. Dar nouă ni se cuvine acum cu darul lui Dumnezeu să se cerăm ceea ce ei au însăruțat. Timpul trece și peste noi. Să cugetăm cele frumoase ca să lăsăm standardul ortodoxiei pe cât posibil nepătat. Cum și cu mine ca trecut am spus, ne rugăm de toată puterea noastră ca să ținem biserica cât mai frumoasă ca un buchet. Ca frățile voastre, precum sunt copii în mijlocul familiei, se bucură, se desfătează când părinții sunt în prietenie și dragoste. Eu personal vă spun cu mare dragoste am venit la preasfințitul Iosif să mă întâlnesc cu frații mei dragi. Am venit ca să arătăm unitatea bisericii și totodată, împreună cu frățile voastre, să aducem bucurie și acelor morți, dar și acestor fii și împreună cu Dumnezeu. Să ne luptăm din toate puterile noastre să păstrăm nealterată credința adevărului. Că acesta este adevărul care l-a adus Sfinții Părinți și se merită de posibil să și mor pentru El. Dacă îl vom avea pe Dumnezeu, El știe cum dintr-un grăunte de mușar să crească copac mare. Dar de multe ori nici măcar acea sămânță cât de mică este, nu suntem în stare să o dăm, să o privim, să crească copac mare. Iubiți credincioși, mulțumesc Sfinților Părinți, mulțumesc arhiereilor, mulțumesc preoților și frăților noastre și să rugăm împreună pe Dumnezeu ca să ne binecuvinteze pașii și să ne mai întâlnim, să aducem laudă Bunului Dumnezeu în veci. Amin.